Știu. 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 Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a ZF Live. Stăm de vorbă astăzi cu domnul Sandor Coroșpoi, director general al firmei de salubritate RDAG. Bună ziua, bine ați venit la mulți ani! Bună ziua, bine v-am găsit! Stimate domnule Sandor Coroșpoi, v-am invitat, iată, la acest început de an să vorbim despre cum putem avea un mediu mai curat și o să vorbim în special despre colectarea selectivă a deșeurilor. Încercăm să facem, stimate domnule Sandor Coroșpoi, la ZF Live, începând de anul acesta, fiecare vineri, cel puțin cât în cazul emisiunilor pe care le voi modera eu, să vorbim despre mediu. Pentru că în România cred că se vorbește prea puțin. Noi, inclusiv la Ziarul Financiar, vorbim despre business-ul companiilor, ce se întâmplă până la consumul produselor, cote de piață și așa mai departe, dar mult mai puțin despre un drum la fel de important al ambalajelor și a tot ceea ce rămâne după acest consum, după crearea produsului intern brut. De fapt, trebuie să ne îngrijim pentru o viață mai bună, să avem un mediu mai sănătos, reducerea poluării, reducerea ambalajelor, o creștere a gradului de reciclare, astfel încât calitatea vieții, de fapt, nu stă numai în consum, ci și ce se întâmplă după acest consum, ce se întâmplă după ce mergem cu mașina, poluăm și așa mai departe. Și de asta cred că în România astăzi dăm foarte multe legi, mediul este, se vorbește foarte mult, sunt bani mulți alocați, dar vorbim mai mult de legi și de avize și mai puțin de realitate, de ceea ce se întâmplă în teren. Iată, ultimul exemplu, legea compostului. Haideți să vorbim, pentru că s-a tot discutat despre obligația persoanelor fizice, a proprietarilor, a gospodărilor de a colecta separat compostul și anume deșeurile de materii organice, deci orice resturile de mâncare. Ce ne puteți spune în acest moment? Cum se aplică această nouă lege? Depinde de locație, depinde de situație, ca să răspund direct la întrebare și să și intrăm în subiect. Da. Există comunități foarte, foarte puține în țară unde deja există o tradiție, așa zis, tradiție a colectării selective pe mai multe fracții, inclusiv pe biodegradabil. Și acolo nu reprezintă această lege o noutate. De fapt, era de anticipat, deci se știa de multă vreme că va intra și această obligativitate de colectare selectivă. Unii operatori, unele municipalități s-au pregătit, alții nu. Și iată, aici se face diferența și asta este o problemă, într-adevăr, că există un cadru legal foarte bine pus la punct, dar nu este respectat. Într-un fel, suntem foarte mult în urmă, foarte mult în urmă cu respectarea cadrului legal. Adică Uniunea Europeană este la un nivel, ei dau directive și noi abia putem să ajungem să le îndeplinim și parametrii sunt în urmă foarte. Da, așa este. Într-un fel este de înțeles că lumea în ziua de azi spune că ultima noastră grijă este deșeu. Dar
avem, din fericire, foarte multe exemple și în România unde se poate, se aplică și se poate implementa. Pentru că mulți au spus nu se poate, că la noi nu se poate. Sunt legi europene, de aia nu se face că nu se poate. Și atunci iată că apar niște comunități care demonstrează că se poate dacă se vrea. Evident, este un efort suplimentar. Dar, vedeți, a fost o problemă interesantă cu colectarea selectivă a deșeurilor. De fapt, noi de când am intrat în Uniunea Europeană, știam că este obligatorie colectarea selectivă. Și de-abia și acum câțiva ani, când s-au înăsprit cerințele și deja ne-am dat seama că nu îndeplinim țintele europene, a început și la noi să se spună că este obligatoriu. Dar, de fapt, deja de foarte mulți ani este obligatorie colectarea selectivă, de când suntem membri din Uniunea Europeană. Și nu am făcut pașii mărunți care trebuiau de domnule atunci. Domnule Coroșfoi, dar de ce trebuie să ajungem la această chestiune? Domnule, să ne conformăm directivelor europene, suntem în Uniunea Europeană. Că vedem cu ochiul liber că suntem înconjurați de gunoaie, poluarea este la nivelul unde este. Adică ar trebui să ne asumăm, hai să facem asta pentru noi, că e pentru viața noastră, nu? De ce discursul ăsta totuși nu-și face loc? Concepția asta încă în mintea oamenilor? Este greu de explicat. Este greu de explicat de ce. Este pe ultimul plan. Nu v-am auzit bine, îmi cer scuze. Dumneavoastră aveți o experiență îndelungată în această chestiune. Cum ați reușit? Povestiți-ne un pic din experiența noastră. Iată, conduceți acum o firmă de salubritate, RD Harghita. Ce ați făcut în zona în care acționați? O să o iau un pic mai de mult și ca să vă arăt că nu întotdeauna merge bine treaba. Acum 20 de ani am început un proiect pilot în Cluj, colectare selectivă pe 8 fracții, într-unul din blocurile din Cluj, și a mers și a funcționat până era în blocul respectiv sediu asociației noastre. Eu sunt activ și într-o asociație ecologistă. Și până a avut cine să se ocupe, a mers bine. Toată lumea respectă și se raliază la o idee de genul ăsta dacă este cineva care să se ocupe să ducă înainte proiectul. Dacă acea persoană lipsește, totul moare de la sine. În cariera mea am ajuns să lucrez împreună cu primăria de la Târgu Lăpuș, care este prima comunitate din România care a intrat în rețeaua Zero Deșeuri Internațional. Acolo administrația locală a avut și curajul să facă primii pași și să impună colectarea selectivă, pentru că nu este suficientă doar conștientizarea cetățenilor. Deci noi, onegiștii, pe vremea aceea, am spus, da, trebuie conștientizare. Și foarte repede noi am fost cei care ne-am dat seama că de fapt nu-i suficient. Și atunci autoritatea locală trebuie să impună respectarea legii. Și în comunitățile unde s-a făcut și conștientizarea și s-a și impus respectarea legii, s-a ajuns la performanțe destul de mari. Deci acum 2 ani Târgu Lăpușu era la 60% colectare selectivă, peste media europeană, și acum este în jur de 70% colectare selectivă. Asta din masa deșeurilor. Ca și volum este mult mai mare, pentru că deșeurile reciclabile sunt mai ușoare. Ne gândim numai la peturi. Așa. La nivelul țării, deci, cât este media la nivelul României? Datele care le avem acum arată între 10 și 14%, dar în realitate este mai mare procentul de reciclare, pentru că datele, din păcate, vin din ani de mai demult. Deci procesarea și validarea în forurile oficiale a datelor durează foarte mult, de asta noi lucrăm de obicei cu date vechi de 2-3 ani. Și eu mă aștept ca totuși să existe o colectare peste 15%, însă trebuie să facem diferență foarte mare între procentul din totalul deșeurilor produse și deșeurile generate de populație.
pentru că în multe raportări, în multe comunități intră și deșeurile din construcții și alte tipuri de deșeuri industriale și atunci din astea o mare parte este reciclabil și se reciclează. Și nu este foarte exact atunci numărul și procentul care este dat, pentru că nu se respectă, nu se reflectă la nivelul populației. București la ce nivel este? Din păcate nu am date exacte și toate datele care le avem sunt contradictorii. Undeva între 5 și 10% știu eu că este Bucureștiul, dar poate să fie puțin mai mare. Da. Datele oficiale s-ar putea să fie mai mare pentru că firmele, din cauza existentului a multor firme la care se impune mai ușor și mai ales sunt foarte multe deșeuri de ambalaje de la retaileri care se reciclează, recuperează pe amplasamentele lor și acestea ajută la îmbunătățirea cantităților și multe acesta, depozite și așa mai departe. Sistemul acesta al organizațiilor de transfer, OTR-urile de transfer de responsabilitate, modelul acesta funcționează sau... Da, funcționează, funcționează, însă încă și asta este la început. Pentru că normal ar trebui să fie capabilitate pentru închiderea trasabilității la toate categoriile de ambalaje, însă în acest moment se acoperă destul de puțin din cantitatea totală. Adică OTR-urile nu contractează tot ce ar fi ținte de reciclare. Da. Tocmai de asta spun că încă este la început, dar funcționează și funcționează bine acest sistem. Revenind la legea aceasta a compostului, practic în ce constă? Ce trebuie să știe oamenii? Fiecare cetățean este obligat să colecteze separat și autoritățile publice locale sunt obligate să pună la dispoziție infrastructura pentru a putea colecta biodegradabilul separat. În principal este vorba inclusiv deșeurile biodegradabile provenite de la, din bucătării. Deci resturi din bucătărie care merg în procesele de compostare. Aici nu vorbim doar de alimente, restul de legume, fructe, tot ce poate fi descompus. Și în general trebuie tratate două categorii, aceste deșeuri de la bucătării și deșeurile biodegradabile din grădini. Acele care provin din grădini și din spații verzi în orașe sunt mult mai ușor de gestionat pentru că sunt și mai curate. Problema este cu deșeurile provenite din bucătării, din gospodării, biodegradabile, desigur. Și aici, inclusiv firma noastră a făcut o greșeală necomunicând foarte bine modul de colectare. Noi în Odorheiu Secuiesc, de exemplu, colectăm și deșeurile biodegradabile de la populație și două campanii anuale de deșeuri din grădini biodegradabile. Însă, necomunicând foarte bine, majoritatea cetățenilor aruncă aceste deșeuri biodegradabile în pungi de plastic nebiodegradabile, de fapt necompostabile. Și atunci este foarte greu de gestionat deșeul respectiv. Și opinia mea este că în situația asta colectării deșeurilor și mai ales cum este acum noua lege a deșeurilor biodegradabile și legea compostului, ar trebui o campanie unitară la nivel național agresivă ca să fie în reflexul tuturor și să înțeleagă că trebuie să colecteze selectiv. Și mai mult, la noi a fost o cultură care spunea că ești la modă sau ești hipster dacă colectezi selectiv. Deci era ceva spus ieșit din comun. Și ne-au înțeles cetățenii că este o obligație legală, ca orice altă lege trebuie respectată. Este o
obligație legală fiind membri în Uniunea Europeană. Și asta trebuie să facem să fie conștientizat de toată lumea că este o obligație, nu este o opțiune. Colectarea selectivă, colectarea separată, de fapt termenul corect este colectarea separată, și la fel acum intră și componenta nouă de deșeuri biodegradabile. Deci teoretic acum ar trebui să colectăm pe 5 fracții. Deșeuri biodegradabile, da, hârtie, carton, plastic cu metal, sticlă și restul în amestec. Deci 5 categorii trebuie să colecteze fiecare cetățean de la el de acasă și, primările să pună la punct infrastructura. Fiecare cetățean trebuie să aibă acolo unde și noi avem o singură găleată de gunoi, să avem 5. Sau măcar două. Normal, nu neapărat găleți de gunoi. Noi acolo unde facem colectarea pe 5 fracții, am rezolvat-o în unele locuri, am dat noi niște saci mai mici de colorați de colectare separată pe fiecare categorie și acestea ocupă loc cât material pune în el și cât de des îl duce, cu atât mai mult loc îi rămâne la cetățean. Dacă ne uităm bine la toate magazinele de mobilă, deja mobila nouă, cea care e pentru suportul de chiuvetă, de obicei este dotat de un sistem de 4-5 compartimente unde poți să depozitezi deșeurile. Practic, nu este foarte mare lucru. Cantitatea totală de deșeu nu se schimbă. Deci noi nu generăm mai mult. Într-adevăr, ocupă mai mult loc pentru că fiecare îl punem separat. Dar astfel devine și deșeul nostru mai curat. Adică doar acea 10% care e deșeu care ar trebui să ajungă la rampa de gunoi, amestecul din cele 5 categorii, îi deșeul rezidual, amestec, gunoiul menajer, care trebuie, menajerul care trebuie să fie aruncat, practic acela ar trebui să fie sub 10% și acela este cel care generează mirosurile neplăcute. Și biodegradabilul din bucătărie generează mirosuri. Dar acela e recomandat să-l duci zilnic la container sau la lăzile de compost. Cine stă la casă, da, ideal ar fi să îi se perceapă o taxă suplimentară dacă vrea să vină operatorul și să îi ia de acasă. El ar trebui să facă în gospodărie și în unele, majoritatea județelor unde se implementează acel așa numite sisteme județene de gestionare a deșeurilor. Da. Acolo, cu toate că sunt multe probleme în toată țara, acolo în majoritatea proiectelor au fost distribuite lăzi de compost la cetățeni ca să facă această operație, adică biodegradabilul să îl folosești pentru compost în gospodărie și să-l folosești ca îngrășământ, ca pământ de flori. Deci să arunci resturile alimentare de mere, de ce sunt, să le arunci în această ladă și ea se fermentează și după aia o arunci în teren, în grădină. Da, se descompune. Acum asta este important, că ele, dacă fermentează, înseamnă că e o descompunere anaerobă și miroase. Da. Lăzile astea de compost sunt făcute în așa fel încât să se aireze materialul respectiv și nu miroase așa urât. Dar oamenii mai dau la găini, la porci, mai scapă de la așa, fără să le pună în lăzile astea, nu? Asta e situația ideală, ca să se folosească totul, că tocmai asta e ideea și principiul zero waste-ului. Adică noi zicem în traducere zero deșeuri, dar de fapt e zero risipă. Da. Ar trebui să risipim cât mai puțin. Există și la noi această problemă a risipei alimentare și e mult mai rău dacă ajunge în gunoi, în amestec, în depozitele de gunoi. Ar putea să ajungă adică compost. Circuitul să se închidă acasă. Practic. Exact. Să iasă din locuință, din gospodărie, cât mai puțin, ce nu poate să iasă.
Da, ce nu, ce nu poți să, ce nu poți să pur și simplu să recirculi acasă. Exact, și asta ar fi important, ca acest circuit, cercul acesta, cercul economiei circulare despre care discutăm acum, să fie cât mai mic. Deci raza cercului să fie cât mai mic, adică ori acasă, să se respecte ori pe raza localității, ori pe raza județului. Adică să nu trebuiască să consumi, să transporti și așa mai departe. Exact, exact. Și asta este un principiu destul de important care vedeți în Uniunea Europeană, probabil că ați întâlnit în problemele economice și în problemele economice principiul proximității. Exact. Și deci în energie, iată, am avut o emisiune săptămâna asta pe la clădirile nou construite de la 1 ianuarie să consume 30% din curentul electric energie verde de la maxim 50 de kilometri. Deci și în energie și în consumul. Deci e o nouă filozofie. Dar aici, domnule Șandor Coroșoi, România, din 8 milioane de locuințe, noi cam 4,5 milioane sunt în mediul rural. Noi nu ar trebui să fim avantajați din acest punct de vedere, adică să premiem într-un fel. Pentru că stând în mediul rural, ai această posibilitate să faci circuitul pentru 70-80% din deșeurile pe care le produci. Da, așa este, dar vă spun un fenomen foarte interesant care s-a întâmplat în ultimii ani. Majoritatea acestor gospodării de care vorbiți, până acum câțiva ani, nici nu beneficia de un serviciu de salubrizare. Și în momentul când au apărut pubelele în sate, foarte mulți oameni au început să arunce tot. Și a fost, să zicem, o greșeală a sistemului atunci. Nimeni nu a anticipat că dacă îi dai cetățeanului o pubelă mare, el are tendința să o umple. Adică dacă ai o pubelă de 240 de litri, mai mături în curte, mai arunci și de acolo frunze, iarbă, pentru că este loc. Și nu vedem ce se întâmplă cu acel deșeu, adică după ce a fost dus din fața porții, nu ne mai interesează ce se întâmplă cu el. Și tocmai de asta a fost o tendință să crească foarte mult cantitatea și și în mediul rural foarte mult se aruncă biodegradabil în pubelele de gunoi și se duc la depozitele, la rampele de deșeuri. Și acelea n-ar trebui să ajungă acolo, ar trebui să rămână în gospodărie. Că foarte și bine ai putea, să le dai foc, nu? Și cenușa respectivă nu? Sau e greșit? Nu sprijin ideea cu focul, este mult mai bine dacă se face compost și îngrășământul respectiv îl refolosim. Este păcat să arunci la gunoi biodegradabile, după care să pui substanțe chimice, îngrășământ chimic, chiar dacă e o grădină mică, chiar dacă la flori sau într-o grădină, chiar pe gazon. Deci e păcat să arunci iarba tăiată și după aceea dai cu îngrășământ când poți să folosești compostul generat din acest deșeu biodegradabil. Dar cel mai important în toate astea este campania de conștientizare la nivel național. Asta ar trebui să fie o prioritate, ca în orice domeniu. Vedeți că și cu vaccinările este nevoie de o campanie agresivă. Așa este și pentru deșeuri, pentru orice domeniu. Pentru locuitorii de la bloc, ce soluții sunt? Iată, și cu compostul și cu celelalte fracții, nu? Noi la Odorheiu Secuiesc folosim acum tarif diferențiat pentru colectarea biodegradabilului. Deci este mai ieftin să preluăm deșeul biodegradabil. Deci preluăm biodegradabilul la un preț mai mic ca să stimulăm și am pus la dispoziție la fiecare punct de colectare și un container pentru biodegradabile. Bine, dar la Odorheiu poate nu sunt blocuri de 8-10 etaje. În orașele mari avem blocurile astea mari și avem, știți cum e, un tub unde te duci un tobogan, la nivelul... prin care se aruncă așa de șeuri. Bun. Păi, ce se întâmplă cu treaba? Avem și la Odorheiu 7 blocuri de genul ăsta
Da. Și suntem în plin război pentru închiderea acelor tobogane. Așa. Deci acelea sunt, să zicem, eșecul colectării selective. Așa. Și trebuie să determinăm cetățenii să ducă fiecare la punctul de colectare deșeurile care le generează. Pentru da, că... da. Dar la punctul de colectare sunt cele 5 recipiente separate? Da, 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 da. Ei, vedeți, aici este condiția necesară ca să ai o infrastructură, dar nu și suficientă. Deci, mașinile dumneavoastră, aveți 5 mașini separate sau mașina care vine are compartimente separate? Pentru deșeuri reciclabile lucrăm cu mașini cu 3 compartimente separate. Da. Și pentru restul avem mașină separată care merge pentru biodegradabil deci, și biodegradabil și deșeuri menajere. Da, 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 da. O altă mașină care ia celelalte două fracții, menajere și câte o mașină separat. Deci separat. Deci în loc de o mașină separat trebuie trei. Trebuie trei mașini. Trei drumuri. Exact. Exact, dar poate nu așa de frecvente. Poate nu așa exact, de frecvente. Nu așa frecvent și cantitatea totală tot atâta e. Deci cantitatea totală e atât și deci numărul de trasee care le facem e tot atâtea, numai că le facem mai rar. Dar... Și cetățenii din cele 7 blocuri și din cele alte mii de blocuri din țară de peste 8 etaje unde se aruncă la tobogan, ce vor trebui să facă? Să aibă cele 5 în casă? Deci trebuie să aibă un punct de colectare pe aceste 5... Nu, dar să-i în casă. Trebuie să aibă în casă la ei cele 5 recipiente, nu? Nu neapărat recipiente. Pot să fie și în saci, în pungi, oricum. Dar de obicei pentru compost și pentru menagerie este o găletuță în care le pot pune. Da. Recomandarea mea este ca să folosească pentru menajer, pentru amestec și pentru biodegradabil pungile care sunt de la toate supermarketurile, nu pot să mai distribui altfel, numai compostabile. Și la toate supermarketurile sunt acelea cu textură de latex. Toată lumea le recunoaște deja și cu un miros destul de neplăcut. Și ele sunt pot deveni compost la rândul lor? Sunt compostabile. Da. La rândul lor. Acelea devin compost la rândul lor și atunci ne este nouă mult mai ușor ca să gestionăm aceste deșeuri. Dar vedeți, pentru că acum mai trebuie cu, să le... Da, vă rog. Cu aceste blocuri de 10 etaje care au toboganele, marea problemă e că efectiv nu mai ai loc în orașele mari, nu mai ai loc ca să faci încă un punct de colectare. Asta ar însemna să renunți la 2-3 locuri de parcare. Exact. Asta e lupta noastră mare acum. Noi care suntem și ecologiști, ca să păstrăm spațiile verzi și să putem crea puncte de colectare destul de multe, pentru că, iarăși, dacă un punct de colectare deservește 5-6 scări de bloc de 10 etaje, deja este mult prea mult și nu poți după aceea nici să le ceri socoteală pentru necolectarea selectivă. Exact. La Târgu Lăpuș, de exemplu, fiecare scară, nu sunt blocuri de 10 etaje și fiecare scară de bloc are propriul punct de colectare a deșeurilor. Dar eu vă spun o realitate acum, spre exemplu, mulți fac așa, domnule, menajerul și biodegradabilul la găleată și alături într-o cutie pun plastic, metal, hârtie, sticlă. Cutia respectivă se pune în ce strângi în câteva zile în cutia respectivă într-o pungă mai mare și o duci la coș, de acolo ea este luată și în sfârșit bidoanele mai sunt reciclate, cartonul sau sticla, ce se poate. Cam asta e realitatea. Deci cam în două fracții în acest moment se fac în București, la blocurile mari. În majoritatea orașelor așa se colectează. Să știți că este o controversă și între operatorii de salubritate legat de această problemă. N-am putea să pornim de aici? Adică,
adică să se colecteze în două sau în patru fracții sau cinci, da, de fapt. Da. Și operatorii de salubritate nu cad de acord. Pentru unii este mai simplu să le colecteze reciclabilele toate la un loc. Exact. Ele oricum intră în stație de sortare și sunt, exact, sortate pe categorii. Însă, da, grupul de firme cu care lucrez eu, partenerii, da, cu care lucrăm, da, preferăm să fie colectat separat și are o motivație economică foarte importantă. În momentul în care colectez și sticla împreună, imposibil să evit să am cioburi și acele cioburi după aceea la sortare manuală, toate stațiile de sortare din România sunt pe sortare manuală, foarte greu le mai scoți din restul materialelor. Și mai ales din hârtie. Iarăși deci, problema cu hârtia și cartonul, care dacă se umezesc sau dacă ajunge ceva pe ele, devin compromise. Devin menajer. Da, și plasticul, acolo oricum majoritatea flacoanelor conțin ceva lichide și dacă se amestecă, atunci contaminează hârtia și atunci noi preferăm să facem efort suplimentar la colectarea separată pe aceste fracții. Da. Și după aceea la stația de sortare ne este mult mai ușor să le separăm. Revin domnule Șandor Coroșu, revin la... Domnule, noi mâncăm un iaurt acum în București, el i-a dus de la vreo 100 de kilometri, dacă e covalac de la noastră de acolo, și l-a mâncat într-un minut și automat am creat un deșeu de plastic. Dincolo, față de noi, care poluăm și facem această chestiune, gospodăria țărănească, că mai sunt, cum spuneam, 4 milioane jumate și mai sunt încă vaci în România, cumpără o sticlă cu lapte pe care o refolosește și nu... Deci, cum am putea să încurajăm consumul ăsta local fără ambalaje? Că până la urmă ne batem capul cu atâtea ambalaje și poate ar trebui să revenim la ideea asta de reciclare și de consum din recipiente refolosibile și așa mai departe. Și să premiem pe cei care nu produc ambalaje, care mănâncă un măr din pomul lor, de la vecin, un lapte de la tot așa, de la maxim 2-3 km. Aici ar trebui noi să ducem poate o campanie, să promovăm consumul ăsta local. Da, aveți perfectă dreptate cu situația asta și, de fapt, asta ar trebui să fie prima etapă a conștientizării. Că etapa pentru conștientizarea colectării selective de care povesteam eu ar trebui să fie nivelul 2. Primul nivel e conștientizarea să nu generezi deșeu. Adică noi acum ne luptăm să rezolvăm o problemă, dar cel mai corect ar fi să prevenim această problemă. Și noi, ca țară, suntem în față, adică pe acest zero waste, dacă am încuraja și am premia consumul local, consumul din gospodăria și producția din gospodăria proprie. Da, asta ar fi, să zicem, o soluție foarte, foarte, foarte bună. Noi fiind întârziați în urbanizare, la asta mă refer, înțelegeți? Noi suntem întârziați în urbanizare, noi avem doar 54% urbanizare față de Franța, Olanda, Germania cu 90%. Da, așa este și am putea să profităm de situația asta, însă în campaniile care le-am dus, am avut foarte multe campanii de conștientizare în sistemele județene la țară, la sat, și am observat că atunci când discut despre problema asta cu cetățenii, ei din păcate sunt încă la nivelul că trăiesc o viață relativ ecologică, cu un impact minim asupra mediului, dar nu sunt foarte mulțumiți de varianta asta. Adică ei încă vor accesul la consumerism, la societatea de consum, ca să poată să-și cumpere ceva cu etichetă foarte fancy dintr-un supermarket și să-și facă cumpărăturile în supermarket. Ei sunt unde am vrea noi să fim. Adică să nu producem deșeuri, suntem deja sufocați.
în marile orașe. Vă mulțumesc foarte mult și poate vom mai dezbate pe parcursul anului, cum v-am spus, trebuie vorbit mult mai mult și evaluate și rezultatele pe această tematică. Cum spuneam, produsul intern brut și ceea ce business-ul nu se oprește la consum, ci merge dincolo de asta, pentru că, așa cum toată lumea își dă seama tot mai mult și după ce am trecut prin ce situație trecem, calitatea vieții este dincolo de business și de nu numai produsul intern brut o poate descrie. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, mult succes în ceea ce faci. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe la ora noastră de mediu, cum spuneam, care vă propun de acum în fiecare vineri, cum putem avea o viață mai bună, cu deșeuri mai puține, cu poluare mai redusă. Și după o scurtă pauză vom discuta cu fostul ministru al mediului, domnul Mircea Feche. Revenim la ZF Live, stăm de vorbă cu domnul deputat Mircea Fechet, fost ministru al mediului. Bună ziua, bine ați venit la ZF Live, la mulți ani. Bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani și dumneavoastră. Stimate domnule deputat, așa cum am anunțat la începutul emisiunii noastre de astăzi, dedicăm o zi pe săptămână, vinerea, problemelor de mediu. La Ziarul Financiar considerăm că dincolo de crearea produsului intern brut, de creșterea economică, este nevoie de o calitate mai bună a vieții, iar mediul înconjurător, scăderea poluării, diminuarea, creșterea reciclării, diminuarea necesității ambalajelor, sunt factori pentru creșterea, cum spuneam, a calității vieții. Din acest punct de vedere, de la 1 ianuarie ar fi trebuit să intre în vigoare un sistem de garanție returnare pentru ambalaje. Iată, mari retaileri au avut o poziție diferită. Ce ne puteți spune noastră? Care este în acest moment situația? Știu că ați fost implicat, ați avut lor de poziție în această direcție. Aș spune că dreptul la un mediu sănătos e un drept constituțional. Înainte de toate, cred că e o obligație constituțională foarte importantă să ne asigurăm că trăim într-un mediu cât mai curat și care să nu ne îmbolnăvească sau să nu ne aducă alte afecțiuni.
În legătură cu sistemul garanție-returnare, există o obligație legală dată de ordonanța 74 din 2018, care instituie ca și termen data de 1 ianuarie 2021 pentru a avea cadrul legal în vederea implementării sistemului de garanție-returnare numai târziu de 1 aprilie 2022. Deci avem aproape un an și jumătate din acest moment să îl și punem în aplicare, nu doar să avem legislația. Este adevărat că, deși acest sistem funcționează foarte bine în 10 țări din Uniunea Europeană, unde asigură un grad de colectare a deșeurilor de ambalaje de băuturi de peste 90%, sunt țări care au 98% grad de colectare, spre exemplu, cum ar fi Germania, este adevărat că există o anumită rezistență, există o anumită opoziție din partea celor care trebuie să pună în aplicare un astfel de sistem, pentru că, în mod normal, comerciantul, fie că vorbim de un magazin mai mic, fie că vorbim de un hipermarket, este obișnuit doar să vândă, doar să pună pe piață, și mai puțin este obișnuit să și primească înapoi ambalaje. Și aici vorbim, pe de o parte, de ambalaje reutilizabile și, pe de altă parte, în cazul sistemului garanție-returnare, de ambalaje de unică folosință. În situația noastră, bineînțeles că există o astfel de rezistență, dar până la urmă legislația este foarte clară. Nu există decât acest drum, toate studiile, toate cercetările, toate discuțiile, toate au avut un singur rezultat mereu, și anume că în lipsa unui sistem garanție-returnare, potrivit căruia cetățenii să-și poată recupera garanția aducând înapoi ambalajele de băuturi, România nu are nicio șansă să-și atingă țintele prevăzute de legislația europeană în vigoare, ținte care sunt din ce în ce mai ambițioase, pentru că statele membre au niște mecanisme de gestionare a deșeurilor foarte avansate. Ori în România, noi încă ne gândim dacă să avem o pubelă sau două sau trei la fiecare gospodărie, și din acest punct de vedere suntem scotași. Aici nici noi, nu știu de ce toată lumea se duce către Uniunea Europeană, că ne obligă și așa mai departe, dar vedem râurile pline de peturi. Pădurile, exact. Periferiile orașelor, nici nu trebuie să ne gândim că ne cer alții, că suntem sufocați de aceste deșeuri. Și o chestiune, și a doua chestiune, nu e logic ca cei care introduc în comunități aceste ambalaje să se îngrijească să le și preia înapoi? Adică vine mașina cu apă sau Coca-Cola sau cu ce vine plină, păi e normal că când pleacă goală de la Mega Image să plece și cu sticlele goale, cu plastic, exact, și cu metal. Exact asta se întâmplă în țările civilizate. De ce exact a durat atât de mult să fie implicat și durează atât de mult să fie implicat retailerii în această chestiune? Asta pentru că ambalajele provenite din sistemul garanție-returnare sunt ambalaje foarte curate. Noi avem astăzi un grad foarte mic de colectare selectivă și un grad foarte mic de reciclare, care nu mai spun că uneori se mai face și în mod fictiv, doar pe hârtie, e o altă problemă cu care se confruntă România. Vestitele OTR-uri. Exact, dar de regulă ambalajele recuperate în România, care ajung în unitățile de procesare, ele ajung cu un grad de contaminare foarte ridicat, pentru că ele sunt efectiv scoase din groapa de gunoi și dintre coși de cartofi, de banane, pampersi folosiți și alte gunoaie, mai scoatem câte un pet, câte o doză, câte o sticlă, care ajungând în unitățile de procesare, de reciclare a acestor materiale, bineînțeles că fiind contaminate, generează și alte probleme, generează niște costuri suplimentare de producție. Ceea ce vreau să mai amintesc este că nu doar o problemă de mediu
se rezolvă instituind un astfel de sistem care e dovedit peste tot că funcționează. Urmează în curând să fie implementat până și în Turcia sistemul de garanție returnare, dar un astfel de sistem, pe lângă beneficiile enorme de mediu pe care le aduce, el va aduce un business pe orizontală, un business pentru că se vor dezvolta capacități de sortare, capacități de reciclare, capacități de producție. Vorbim de 6 miliarde de doze de sticle sau de peturi care astăzi ajung în mod normal în groapa de gunoi. Și în România? În România. Vorbesc doar de România. 6 miliarde de peturi. 6 miliarde de peturi, doze și sticle pe an se pun pe piață în România. Pe an, bineînțeles. Și când va funcționa sistemul, câte sunt... Cât se estimează că se va recicla prin acest sistem? Păi sistemul are ca țintă, e adevărat ambițioasă, dar rezonabilă în același timp, 90% grad de recuperare în anul 3. Imaginați-vă că 90% din 6 miliarde înseamnă peste 5 miliarde și jumătate de ambalaje de băuturi care ar putea să ajungă în economia României. Da, înseamnă... dar în acest moment, legea este, deci a intrat în vigoare, trebuie cadrul legal, dar înțeleg că a fost amânată la presiunea retailerilor o hotărâre de guvern care să Nu vreau să spun că a fost amânată la presiunea retailerilor. Nu, e adevărat că există o scrisoare deschisă adresată Guvernului României din partea marilor comercianți, hipermarketurile care consideră că ar vrea să mai amâne pentru o perioadă nedeterminată implementarea unui astfel de sistem, au făcut un demers prin care au făcut această solicitare, dar eu nu am informații că cineva oprește acest demers. Dimpotrivă, am discutat cu actualul ministru, care m-a asigurat atât pe mine cât și în spațiul public. Am văzut declarații de ale dânsului că sistemul garanție-returnare rămâne o prioritate a guvernului, rămâne o prioritate a Ministerului Mediului, motiv pentru care nu facem altceva decât să ne urmăm programul de guvernare, fiind unul dintre capitolele cele mai importante, de altfel, din domnule programul deputat, de guvernare. Nu e un paradox aici, aceste companii care vin din Germania, din Franța, din Belgia, chiar țări unde se aplică această chestiune de peste 10 ani, să ceară amânarea aplicării acestei măsuri în România, țară membra Uniunii Europene, ar trebui să aplice aceleași chestiuni. Adică nu cer românii că n-au capacitate, cer chiar firmele cu capital din țările Uniunii Europene. N-aș vrea să fac o astfel de conexiune, dar printre contestatari e adevărat că se află lanțuri de hipermarketuri care, într-adevăr, sunt beneficiarii unui astfel de sistem în alte țări, unde el produce și niște rezultate foarte bune, pentru că să știți că dincolo de acest deranj pe care îl consideră magazinul, de a și lua înapoi ceea ce pui pe piață, nu doar să bagi milioane de tone de plastic în fiecare an, dincolo de asta să știți că pentru mulți e o oportunitate de business. Hipermarketurile care vor avea puncte de colectare foarte bune, automate, unde nu se stă la rând și unde se va emite un tichet valoric cu care poți face cumpărături în respectivul hipermarket sau, bineînțeles, poți să-l și decontezi în bani la o casă de marcat, dar pentru magazine, eu cred în continuare că sistemul garanție-returnare e o oportunitate de business, e o oportunitate de a aduce noi clienți în magazin, având un punct de colectare foarte bine pus la punct și, până la urmă, o oportunitate. Nu-l văd ca o piedică împotriva dezvoltării magazinului respectiv sau nu-l văd ca aducând vreun prejudiciu
de business respectivului magazin. Și bineînțeles că întotdeauna elementele de noutate au fost acceptate mai greu. În situația sistemului garanție-returnare, bineînțeles că va transforma profund modul în care se gestionează astăzi ambalajele de băuturi și asta nu bucură pe toată lumea, pentru că unii au niște beneficii importante din modul în care funcționează astăzi lucrurile. Dar când îți bate la ușă taxa pe plastic de 0,8 euro pentru fiecare kilogram de plastic nereciclat din ambalaje și a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021 și statul român va plăti probabil milioane de euro Comisiei Europene pentru această taxă. Când ai cea mai mică rată de colectare selectivă din Uniunea Europeană, când nu funcționează... Cât este rata de colectare? Astăzi este, stagnează de ani de zile la 13-14%. Dar asta, folosindu-se de niște raportări care s-au dovedit, cel puțin în perioada cât am fost la Ministerul Mediului, s-au dovedit fiind viciate profund de niște reciclări fictive. La anul... Să numai niște 2000, hârtii care se mișcă între OTR-uri și... 2018, la anul 2019, îmi cer scuze, vorbim despre peste 150.000 de tone de deșeuri de ambalaje reciclate în mod fictiv, adică în afară de facturi și de alte hârtii plimbate. Cum ați constatat asta? De unde știți? 50.000 de tone reciclate? Asta am constatat-o, 150.000 de tone, dintr-o informare oficială pe care Administrația Fondului pentru Mediu mi-a făcut-o. Și vă spun că la nivelul anului 2020 situația nu e mai fericită. Din nou există acest fenomen foarte îngrijorător, pentru că el, pe de o parte, afectează mediul, pe de altă parte, afectează inclusiv primăriile și ADI-urile, da, pentru că spre sfârșitul anului existau cantități foarte mari de reciclabil în curțile unităților de sortare, pe care nimeni nu voia să le mai ia, pentru că toată lumea și-a făcut deja țintele folosindu-se de raportări fictive. Ori asta e o chestiune care afectează primăriile, afectează sistemele integrate de management al deșeurilor, afectează mediul până la urmă, pentru că toate cantitățile acelea fictiv reciclate le găsim acum. E un eșec de fapt al acestui sistem cu OTR-uri, cu organismul de transfer al responsabilității. Organismele de responsabilitate extinsă ale producătorilor, așa cum se numesc ele astăzi, sunt niște instrumente foarte utile, nu le-am inventat noi, sunt tot conform legislației europene, atâta vreme cât ele sunt gestionate în mod corespunzător și atâta vreme cât nu ne îndepărtăm de la spiritul și de la obiectul pentru care ele au fost înființate. Ori atunci când balcanizăm puțin legislația europeană și când începem să o facem tipic românească, atunci bineînțeles că apar și anumite anomalii. Dar cu o legislație corectă care ar trebui... Da. Transformată, da, din problema temelii. Problema la mediu e că avem o grămadă de avem multă legislație, dar în realitate vedem altceva. Din sutele de magazine care s-au deschis anul trecut, aveți idee, deja se conformează retailerii și au construit și aceste spații, pentru că ei s-au investit peste 1 miliard de euro. Sunt sute de magazine, supermarketuri, hipermarketuri deschise și încă se deschid lunar, zeci. Sunt conforme, mai e puțin un an de zile la că își construiesc și aceste platforme de recuperare a ambalajelor? Nu am această informație despre ceea ce face fiecare magazin, dar eu cred în capacitatea comercianților de a se adapta. Pentru că să știți că un aparat de
colectare automată a deșeurilor de ambalaje, un RVM, cum se numește el în termen reverse vending machine, de fapt în engleză, dacă îmi permiteți, el nu ocupă foarte mult spațiu. De regulă, marile magazine au atât în afara magazinului propriu-zis, în parcare, mai exact, cât și în interiorul magazinului, au niște suprafețe foarte generoase pe care ar putea să amplaseze astfel de aparate. Deci eu n-am o îngrijorare că ar exista o incapacitate a magazinelor să se adapteze la un astfel de sistem. Cum și la un mic magazin, colectarea se va face manual. Acolo n-ai ce să transformi. Decât că o să aibă un sac sau o pubelă sub teșghea vânzătorul, unde dacă cineva aduce doză de aluminiu sau PET sau sticlă sau un ambalaj din sticlă, va trebui să îl depoziteze în mod corespunzător. Deci nu vorbim de vreo transformare profundă a magazinului, să rămână fără obiectul de activitate, să trebuiască să construiască noi facilități, iar ei știu ce au de făcut, pentru că marile lanțuri, așa cum ați spus și dumneavoastră, ei sunt pregătiți, au făcut lucrul acesta acum 10 ani, acum 20 de ani în alte state membre, sunt statele nordice, au implementat acest sistem în anii 80. Deci nu e vreo noutate, nu inventează nimeni nimic. E foarte simplu, ai băut un bidon cu apă minerală, îl duci înapoi la magazin pentru ca să ne asigurăm că nu ajunge în vreun râu, în Marea Neagră, în vreun lac, în vreo pădure sau chiar și într-o groapă de gunoi. Pentru că în groapa de gunoi îl lăsăm moștenire copiilor noștri și în loc să folosim aceste resurse dincolo de business-ul pe care îl generează, și vorbeam mai devreme de business, dar vorbim în același timp și de resurse naturale pe care am putea să nu le mai exploatăm, să le lăsăm urmașilor noștri și să ne folosim de cele deja exploatate și care sunt în economia circulară. Dar dacă noi punem peste PET și peste sticlă și peste dozele de aluminiu, în fiecare zi punem o jumătate de metru de pământ și adunăm milioane de tone, 6 milioane de tone de deșeuri în fiecare an. Vă rog. Domnule ministru, încă o întrebare pe finalul emisiunii noastre despre mediu, despre calitatea aerului din București. La sfârșitul mandatului noastră de ministru, ați inițiat o licitație, o achiziție, un proces de achiziție pentru senzori în capitală. O rețea de 50 de senzori și spuneați noastră numărul punctelor de măsurare a poluării din aerul capitalei să crească de la 8 la 85. Ați putea să ne explicați cum de... Deci calitatea aerului nu e de ieri, de azi, proastă în București. Cum de acest minister, numai în loc să avem 800 sau poate 8000 de puncte de monitorizare în București, atâția ani după aderarea la Uniunea Europeană, după 30 de ani de la Revoluție, iată, 8 puncte de monitorizare, a trebuit să vină sectorul privat cu tot felul de inițiative să măsurăm calitatea aerului în București. Cum explicați această inerție? Când am venit la minister, erau 5 puncte... Ce făcea Ministerul Mediului? Erau 5 puncte de măsurare, 5 puncte de măsurare în București și încă 3 în județul Ilfov. Deci în total în aglomerarea București-Ilfov aveam 8 stații de monitorizare a calității aerului, care din nefericire o zi mergeau și 3 nu. Un minister cu un buget anual de, spuneți noastră că ați fost ministru acolo, peste 2 miliarde. E puțin important, pentru că nu ține neapărat de bugetul ministerului, care se duce cu precădere în salarii și în alte astfel de tipuri de cheltuieli. Dar problema principală a celor 8 puncte de monitorizare era aceea că o zi mergeau și 3 nu, repet, și existau
lipsuri în captura de date pe care noi trebuia să le furnizăm Comisiei Europene, motiv pentru care Bucureștiul este singurul municipiu din România care nu are o procedură de infringement legată de calitatea aerului, ci are două. Domnule ministru, referă la particule și una se referă la uman, oamenii ăștia care au fost miniștri până atunci, până înaintea dumneavoastră, funcționarii, secretarii de stat, ei când veneau din parcările astea, când mirosul de eșapament și așa mai departe, când ieșeau la o plimbare în București și vedeau poluarea, ei veneau la birou zi de zi și cu asta erau însărcinați. Cum de nu și-au pus niciodată problema? Hai bă să luăm 200 de... și să măsurăm calitatea aerului, 200 de asemenea senzori. Nu stăm în 8 senzori care au zis, da, spuneți-i și mie. Ce fel de funcționari sunt? Ce fel de oameni până la urmă lucrează în aceste ministere? Problema nu e la ce fel de ministri ai mediului până acum am avut conducerea ministerului, pentru că situația ce fel de ministru al mediului să vii să stai în 8 senzori care au zis, da, merg, o zi nu merg. Deci în situația sistemului garanție-returnare, i-am întrebat ce m-a întrebat și dumneavoastră pe mine acum. Cum am ajuns aici? Ce avem scris până aici? Și mi s-a spus că avem zero cuvinte, zero rânduri, nimic. Am luat-o efectiv de la zero, exact cum am luat-o și în situația punctelor de măsurare a calității aerului. Și să știți că, dacă mi-amintesc eu bine, pe 18 februarie avem deschiderea ofertelor și o să avem pe de o parte autolaboratoare achiziționate, pe de altă parte o să avem stații noi de măsurare a calității aerului, o să avem 50 de senzori pe care îi vom amplasa. Domnul ministru, asta trebuia să avem de 10 ani, trebuia să avem. Nu vă eu supărați. Nu vreau să mă refer cu atât mai eu, mult cu cât nu mai sunt la administrație, sunteți în administrație de vreo 20 de ani, lucrați în diverse, doar de vreo 2-3 ani am văzut sunteți în zona asta cu mediu. Explicați-mi și mie nepăsarea asta, care este, că așa va fi și peste 5 ani. Spuneți-mi și mie, unde sunt oamenii atât de nepăsători, adică ei nu simt că aveam nevoie să măsurăm 500 de funcționari cât are ministerul ăsta al mediului. Dar eu vă mai spun un lucru acum. Să știți că și în momentul în care vom măsura, că vom măsura cu 800 de colectare sau cu 800, eu vă spun că o să aflăm atunci ceea ce știm și astăzi. Și anume că Bucureștiul are o mare problemă cu calitatea aerului. Păi sigur că da. Că are o problemă cu oxizii de azot care vin cu precădere din trafic sau din încălzirea rezidențială iarna sau din arderi, din incendieri ilegale de deșeuri. Și vă spun că în scurtul meu mandat de 6 săptămâni am încercat să nu treacă o săptămână fără să mă duc în vreo comunitate cu astfel de probleme și să încercăm să remediem ceea ce putem remedia, că a trebuit să mergem cu jandarmii, că a trebuit să mergem cu poliția sau cu garda de mediu. Și aici sunt sigur că Ministerul Mediului va continua această luptă cu arderile ilegale. Dar ceea ce este cu adevărat important, pe lângă modul de măsurare, că o să aflăm la 800 de puncte de măsurare sau la 80 de puncte de măsurare, o să aflăm exact ce aflăm și astăzi cu 8, și anume că avem probleme cu calitatea aerului în București, fapt care pune populația sau pune sănătatea populației într-un anumit grad de pericol, pentru că în România mor anual 23.000 de oameni prematuri din cauza poluării. Bun, și întrebarea principală din parcul e de ce mașini, facem? De 2 milioane de mașini din București sau câte ori fi, 2-3 milioane poate sunt, sau care traversează Bucureștiul, câte stau peste 10 ani ca urmare a scoaterii taxei de mediu? N-am văzut partidul noastră să vină și să spună, stai domnule, hai să găsim o soluție. Eu nu ce cred facem? Că există o soluție universală. Pentru că să știți păi că fiecare așa? Aglomerare urbană are propriile probleme. Unii lăsăm au probleme să circule mașinile astea de 15-20 de ani? Depinde de la oraș la oraș, pentru că sunt orașe în România care nu au problema calității aerului. Unde acolo sunt suficient de bune celelalte măsuri, poate au
transportul public electrificat 100%. Poate au taxiurile electrice într-o proporție foarte mare și am văzut acest lucru, spre exemplu, la Arad. Poate au alte măsuri, poate se află într-o zonă cu o densitate a populației foarte mică, unde nu e o problemă că au mașinile, poate să aibă și 30 de ani, nu 15 ani, că nu deranjează pe nimeni, dar aici măsuri trebuie luate de la aglomerare urbană la aglomerare urbană în funcție de problemele care există acolo. În situația Bucureștiului, unde ai probleme și cu PM10 și cu PM2,5 și cu oxizii de azot, bineînțeles că se impun niște măsuri urgente, pe de o parte în identificarea cauzelor care generează aceste probleme, pentru că noi în București avem un plan integrat de calitate a aerului, care tocmai ce a fost desființat de către o instanță de judecată. Domnule ministru, avem niște hârtii, cum avem și legislația asta cu compostul, cu legea cu recuperarea deșeurilor. Sunt doar niște hârtii și niște avize până la urmă. N-avem, realitatea este cu totul alta în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi la această emisiune și vă mai așteptăm pentru că vom urmări anul acesta, în 2021, cum spuneam, foarte atent tot ce se întâmplă în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului, unde suntem foarte, foarte întârziați. Domnilor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a ZF Live. Vă urez o zi profitabilă în continuare și un weekend cu soare și zăpadă pe pârțile de schi. Ai Alef News. Știu ce spun. Clinicile private vor să ajute autoritățile în campania de vaccinare, dar Ministerul Sănătății, surpriză sau nu, refuză. Nu suntem bine pregătiți. Suntem foarte bine pregătiți. Știu ce te interesează. Din Primăria Capitale a venit o afirmație șocantă. 25.000 de bucureșteni ar putea cădea victime ale unui cutremur major. Suntem cu Doamne ajută. Ne rugăm să nu se întâmple și la noi. Știu cum să te fac curios. Bulgarii au transportat primele mii de doze cu ce au avut ei la îndemână, cu dubițe de cărat cârnați. Premierul Boyko Borisov s-a asigurat că ușa frigiderului se închide cum trebuie. Știu cum să te emoționez. Janina, Cătălin, Cosmin și Ciprian au fost ajutați de niște oameni sufletiști să amenajeze o mică sală de sport. Janina a devenit campioană națională la box. O să muncesc foarte mult să ajung campionul României. Știu să conving. Noul ministru al transporturilor ne dă aceeași veste proastă. Ne-am plictisit deja. Eu nu găsesc în momentul în care intru în minister acum un proiect tehnic bun pentru autostrada Coma din Brașov. Este ministru, trebuie să spună ce face pentru ca aceste planuri să existe. Știu să câștig. Dan, te felicit pe tine. Știu, deci știi. Plec cu senzația că am câștigat cu toții, suntem mai informați, mai relaxați și mai vaccinați. Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.